Tate va trebui să urmăm câțiva pași de degustare, astfel încât să putem să simțim pe deplin toate caracterele bune ale acestuia. În primul rând, atunci când degustăm un vin, îl degustăm vizual. La fel ca pe oameni, primul contact pe care îl avem cu aceștia este vizual, în cazul în care nu avem cumva probleme cu sănătatea. După ce am văzut în ansamblu culoarea și limpiditatea vinului pe care îl avem în pahar, este recomandat să ținem vinul deasupra unui fond alb, astfel încât să se vadă foarte bine culoarea. Ne uităm pe limba care se formează și vom vedea dacă vinul prezintă sau nu defecte. Acesta este un vin foarte de o calitate superioară, neavând defecte vizuale. Are o culoare galben pai cu influențe ușor verzui. Acesta este primul pas, văzul. Mai departe vă invit, fără a roti paharul, să mirosiți vinul. Astfel vom simți aromele primare, aromele date de strugure. Vom simți că aromele nu sunt foarte intense în cazul vinului la primul nas, așa cum îl numim noi. Vom simți niște note de fructe verzi, niște note de iarbă proaspăt cosită, poate chiar fân. Pasul următor ar fi să învârtim paharul, astfel încât vinul să intre în contact cu oxigenul, pentru că aromele vinului sunt volatile. Asta înseamnă că se degajă în contact cu oxigenul care le poartă în afara paharului. Dacă mirosim din nou vinul din pahar, ne vom da seama că aromele s-au amplificat, sunt din ce în ce mai puternice. Și pe lângă aceste arome pe care le-am simțit inițial, apar și alte arome. Aceste arome sunt date de fermentație. În timp ce vinul se transformă în must, în timpul fermentației, vinul capătă niște arome în plus. Vă invit acum să degustați vinul, dar și aici este un lucru foarte important. Luați o gură destul de semnificativă de vin și plimbați-o prin toată gura, astfel încât să ajungă în toate colțurile gurii. Deoarece toți senzorii gustativi nu se află numai pe limbă, pentru că vinul nu se degustă doar cu ajutorul papilelor, ci și tactil cu restul celulelor din gură. După ce ați degustat vinul, vă recomand să înghiteți, iar aerul pe care să înghițiți, iar aerul pe care îl aveți în plămâni, să-l dați afară pe nas. Cu gura închisă. În acest fel veți simți aromele terțiare, aromele pe care vinul le degajă în cavitatea bucală, deoarece temperatura din corpului este ceva mai ridicată, va încălzi vinul, iar substanțele volatile se vor duce către nas. Senzorii care ne ajută să simțim mirosul se află la baza creierului, undeva în zona aceasta. Dacă tragem aer pe nas, nu vom ajunge cu aceste substanțe volatile până la baza creierului. Dând astfel retronazal, aceste substanțe volatile vor ajunge să fie percepute de către creier.